O delegație băcăoană va participa sâmbătă la Cupa Verii, turneu național de judo organizat la Iași. La acest concurs, mai mulți sportivi își vor face debutul competițional. Secția de specialitate de la SCM Bacău și CS Bronx desfășoară o acțiune permanentă de selecție, urmând să se concentreze inclusiv pe copiii cu vârsta între 3 și 5 ani. La sfârșitul acestei săptămâni, judoca legitimați la SCM Bacău și CS Bronx vor bifa prima participare la Cupa Verii, turneu național organizat la Iași. Delegația condusă de antrenorul Daniel Zodian cuprinde 11 sportivi, dintre care aproape un sfert sunt începători. Începătorii sunt de la Casa de Copii. Am făcut o selecție și au venit la antrenament acum 2 săptămâni în jur de 25 de copii din prima serie. Au rămas doar 8. Care, după cum îi vedeți, îi duc în competiție. Câțiva din ei sunt chiar foarte motici. Secția de judo de la SCM Bacău și CS Bronx derulează o acțiune permanentă de selecție. Antrenamentele se desfășoară într-un fost punct termic transformat în sală de sport în cartierul Narcisa. Încercăm să ne axăm pe o selecție începând cu anul 99 până în 2010, dacă e posibil, și vom încerca să facem o grupă pentru copiii de 3-5 ani. În care să promovăm judoul ca o bază de entertainment între ei. Cupa Verii se va desfășura sâmbătă. Băcăoanii sunt la prima participare la acest concurs, fiind invitați de Clubul Ieșan, organizator al competiției.